Basme în limba română. Osul magic de pește. Odată de mult, într-un regat ce se întindea spre vest, trăia regele Robin. Își conducea regatul cu un pumn de fier? Nu chiar. Cu putere și curaj? Nici măcar atât. Regele Robin era moale și nepriceput. Trăsături nefericite pentru un conducător. Ține minte, nu ceda cererilor lor. Ah, știu, ultima dată regele Florence mi-a cerut jumătate din oaste. Dar când am cerut ceva... Nu te-a ajutat, iubitule, te folosesc, te păcălesc. Trebuie să spui sever. Nu? De ce? Păi, pe regina mea a zis. Ha, doar nu vrei să ajuți. Chiar am nevoie de aur pentru oamenii mei. Dar eu? Și eu am nevoie de soldați. Regatul meu e lângă coastă. Ultimii au fost curățați. Curățați? Ce trist. Știu. Păi, cred că aș putea ceda puțin aur și... ceva ostași. Îți mulțumesc. Regele nesăbuit dădea mai mult decât primea. Astfel, regatul său aluneca încet în sărăcie, spre mâhnirea reginei. Curând vom fi ruinați. Cuplul regal avea 4 copii minunați. Lina, Robert, Darwin și Alicia. Mami, mi s-au rupt papucii. Îmi trebuie alții. Haina mi-e cam mică. Nu arătați mai rău decât mine. Iată pantalonii mei. Tatăl vostru tocmai a dat aur altui regat, iar restul trebuie folosit pentru cetățenii noștri. Dar cum rămân? O, taci! E în regulă, mamă. Ne vom descurca. Îți mulțumesc, Alicia. Ar fi bine să fiu și eu la următoarea întâlnire a tatălui vostru sau ne va da tot regatul. Dar regina s-a îmbolnăvit îngrozitor și fără sprijinul ei, regele nu făcea față. Aceasta e zâna Grand Marina. E de la Asociația Regală a Zânelor. Și veni să vadă ce probleme erau. Poate un regat să fie condus așa oribil. Ea a făcut un tur să verifice regatul. Nefericire, sănătate precară. Oh! E mai grav decât am crezut. A mers să-l întâlnească pe rege, dar nu a fost încântată de ce a văzut. Ce se întâmplă aici? Nu-i de mirare că regatul se destramă. Să-l ajut? Dar la ce bun dacă nu face față? Robert, nu e firesc pentru un prinț. Aceștia sunt copiii regali? Dar Alicia, Lena a spus că o va face pentru mine. Este problema ta? Rezolvă. Nu da vina pe altcineva. Dar... fii responsabil pentru acțiunile tale. Dacă chiar ai nevoie de ajutor, doar atunci cere-l. Bine. Vai, pare o ființă responsabilă. Poate voi încerca să ajut prin ea. Întâlnirea a mers mai rău ca niciodată. Majestatea ta! Cine? Sunt Grand Marina, de la Asociația Regală a Zânelor. Zână? Ești aici să mă ajuți. Ce tare! Așteaptă! Ei, am nevoie de aur. Visteria e aproape goală. Ce? Și oamenii au nevoie de mai multă hrană și apă. Și mai e asta. Cât o impertinență! Nu-s aici să-ți repar dezordinea. Oricum, te voi ajuta.
Am o sarcină pentru tine. O sarcină? Îți voi dărui un os de pește magic. Îți va da orice îți dorești. Oh. Doar o dorință. Oh. Și acest os de pește magic e pentru fiica ta, Alicia. Dar... Niciun dar. Nu uita să-i spui Alicia-i. Altfel regatul tău va fi osândit. Acum du-te! Și cu asta, regele plecă grăbit, jumătate panicat, jumătate în lacrimi. Credeam că zânele sunt drăguțe. Brrr. Aproape am terminat. Un os de pește. Os de pește? Trebuie să ador acea aromă specială. Unde e pisica? Nu, stai, Alicia. Regele i-a transmis Alicia-i tot ce i-a spus Grand Marina. Un os de pește magic? Bine, îl voi păstra în camera mea. Și așa îl ținea sub un vas de sticlă. S-a dus și a vorbit cu păpușa ei, Duchess, care chiar avea inima Alicia-i. Uite, Duchess, o zână mi-a dăruit un os de pește. Încă nu-l voi folosi, doar la momentul potrivit. Regele era încântat, crezând că grijile au trecut. Dar peste zile... Alicia, ce faci? Cos rochii Elenei. Hainele nu ne mai vin. Dar ai putea folosi osul de pește, dorință pentru altele mai bune. Aș putea, dar nu o voi face. Uite, terminat. Adulții cred că facem lucruri aiurea, dar nu e adevărat. Nu-i așa, Duchess? Indiferent de pericolele ce le întâmpina Alicia, ea găsea mereu o cale de rezolvare. Cât ea se descurca cum putea cu propria ei putere, cerea ajutor doar dacă era necesar. Dar se asigura că nu e păcălită. Haideți! De nimeni. Alicia, acea bătrână e așa ursuză. Ha? Ajută-mă, Darwin. Ha-ha. Ce rachetă! Hai! Vino cu noi în dansul nostru, dansul bucătarilor! Alicia, deși severă și dură, avea un mod special de a face oamenii să o placă. Regelui nu-i convenea. Alicia, nu-i așa? Ce-i cu hainele astea? Astea sunt bandaje? Sunt hainele noastre, nu ni se mai potrivesc, dar sunt bune și ar putea fi de folos altor familii sărmane. Osul de pește. Și bandajele sunt pentru răniți. Dar osul de pește, Alicia, nu poți să ceri bogăția și sănătatea regatului decât să faci așa multă muncă? Dar, dacă o pot face, de ce să irosesc o dorință? Fiecare mișcare făcută de Alicia era văzută de Grand Marina. În acea seară, Alicia stătea cu mama sa bolnavă și i-a zis tot. Sunt așa mândră de tine, Alicia. Continuă-ți munca responsabil. Când e momentul, folosește înțelept osul de pește magic. La mijloc, regele părea că e în necaz. Vă rog, nu am cu ce-mi hrăni oamenii și... Păi, nu prea am dat de dat. Momentan, nu am bani. Oh, și eu am avut vreme aspră lunile astea, deci... Regele era uluit. Dar îmi trebuie spațiu de pregătire a trupelor mele. Îmi împrumutați pământurile. Ce mă fac? Tată, ce s-a întâmplat? Alicia. Regele i-a zis Alicia situația tristă în care se aflau. Tată, mai avem niște semințe în grânare. Ai un prieten în sud ce ți-ar mai putea împrumuta. Dar ne trebuie pământ. Avem teren destul. Păi... Tată. Îl folosim pe ăsta. Alicia arătă spre un vechi pământ sterp. Regele era șocat. Nu putem cumpăra îngrășământ, dar putem folosi deșeurile regatului să umplem solul.
Forța de muncă va fi poporul nostru. Avem resursele pentru a ne schimba soarta în bine. Nu sunt prea sigur. Crede-mă, tată! Așa, sfătuit de Alicia, regele făcea tot ce-i cerea. A adus semințele și toți cei care puteau lucrau din greu la sol. Au semănat semințele și după multă grijă și organizare, munca lor a început să dea roade. Uite la asta! Vom avea o recoltă grozavă anul ăsta. Dar s-a arătat o nouă problemă. Lăcuste. Roiuri zburau prin regat. Culturile! Munca noastră va fi distrusă! Nu putem face nimic acum. Ba da! Alicia intră înăuntru. Am făcut tot ce am putut să ne îmbunătățim situația. Acum am nevoie de ajutor. Te rog, vreau ca recoltele noastre să fie în siguranță. Alicia, Alicia, uite! Cât Alicia privea, un balon uriaș magic s-a format în jurul pământului, protejându-l. Oh, suntem salvați! Ce sărbătorim? Mamă! Doctorul a zis că am voie să merg puțin. Mă simt mult mai bine. Scumpo, uite ce a făcut draga noastră Alicia. De-a lungul zilelor, culturile au crescut frumos. Regatul a cules o recoltă minunată. Avem mai mult decât am cerut. Cine e acesta? Regii vecini au ieșit părând enervați. Robin, ajută-ne, prieten bun. Culturile noastre sunt distruse și am auzit că ai strâns o recoltă bogată. Ei, da, am făcut-o. Atunci nu te-ar deranja să ne dai, nu-i așa? Desigur că nu ne-ar deranja, dacă ne oferiți ceva în schimb. Cei doi regi erau uluiți auzind-o pe Alicia vorbind. Îmi pare rău, dar vorbeam cu tatăl tău, regele Rob. Robin? Ha? Unde a... Regele Robin are încredere în mine. Deci, dacă noi vă dăm o parte, trebuie să ne dați și voi ceva. Și așa regatul și-a recăpătat sănătatea, bogăția și fericirea. Am pantaloni potriviți. Regatul nostru e pregătit de iarnă. Alicia vedea oamenii devenind mai puternici și mai fericiți în jurul ei. Osul de pește dispăruse și acum își privea mulțumită regatul. Însă nu am apucat să-i mulțumesc zânei. Cu plăcere! Tu ești? Grand Marina, de la Asociația Regală a Zânelor. Mă simt destul de confortabil să plec, știind că regatul e pe mâini bune. Te referi la mine? Da, dragă Alicia. Îți ofer un inel magic. Dacă e vreodată nevoie, cheamă-mă și voi fi aici. Îți mulțumesc, dar cred că mă pot descurca. Sunt sigură că poți. Prințesa Alicia ne-a arătat că nu putem depinde mereu excesiv de ceilalți și nici nu putem permite altora să ne păcălească prea mult. E mult mai bine să crești, să fii de încredere, inteligent și puternic, totodată amabil și bun. Acestea sunt necesare pentru a avea succes și fericire în viață.